aibă vârsta între 18 și 45 de ani, trebuie să aibă cazierul curat, cetățenie română și să fi absolvit 10 clase. Care sunt avantajele Principalul avantaj este că ei sunt în zona în care locuiesc, adică mai ales cei din, spre exemplu, unitatea noastră, cei din Popești, Leordeni, cei din sectorul 4, cei din sectorul 3 din București, din sectorul 2, poate să vină să lucreze direct în București. Ce e diferit, practic, este că nu mai e nevoie să treacă pe la centrele militare zonale sau sectoriale să se înscrie pentru cariera de militar, ci pot veni direct la unitate. Asta e cel mai mare avantaj. Am venit astăzi aici pentru probele sportive și psihologice. Se pare că am dat prima oară probă psihologică. Am niște emoții, nu vă dați seama, mai ales că acum sunt și fața camerelor. Emoțiile au început să se ducă. Și vă spun sincer că am venit aici pentru a apăra patria și țara noastră și chiar și internațional, dacă este nevoie. Cu respect și multă stimă vreau să fiu îndeajuns de bun încât să îndepășesc limitele mele și să ajung în punctul în care să maximizez disciplina și ordinea mea personală. Cât ai aminte? Am vârsta de 19 ani, numele meu este Mitită Alexandru. Scuzați că m-am prezentat-o în prima, dar emoțiile astea, nu știu, acum am început să le acapareze. Dar de ce vrei să te faci militar? Deoarece este visul meu de când eram mic. Am văzut la toată lumea că vrea să devină militar, toată lumea... Nu neapărat că vreau să fac ce face altcineva. Este un vis de când eram mic, pentru că eu când vedeam persoanele îmbrăcate militar, nu știu, simțeam așa un fel de respect și salutam și nu salutam normal, cum salut așa pe stradă o persoană normală. Salutam pur și simplu așa, ziceam să trăiți. Și de aici a plecat totul și visul meu era așa, de fiecare dată aveam soldăței cumpărați, am cumpărat toate soldăței, de Crăciun, de Paște, de nu scontam, mergeam să mă îmbrac. Deci o pungă de soldăței de-a să vină la mine. Mașinuțe, tancuri. Deci am avut elicoptere de batalion, am avut toate chestiile care m-au determinat să vin aici. Tu ai terminat liceul anul ăsta? Nu am terminat liceul. Am rămas în clasa 11-a. N-am terminat liceul. În sfârșit am plecat în Italia, am învățat o limbă, am învățat chestii de acolo. Am furat câte o chestie de acolo, ce mi-a părut să apără mai bună. Într-atât figurativ și puțin psihic, pentru că iau o gândire diferită, după cum știți. Italien, pizza, spaghetti, formaggi, o chestie de genul. Da, a fost o experiență plăcută. Îmi pare rău că mi-am terminat studiile, dar acum că sunt în cadrul am venit de la recrutări, m-am înscris cu dosarul de bună voință să-mi apăr țara și patria. Voi dori să termin și liceul și de ce nu, să avansez în grad cât mai sus posibil și după puterile mele să pot să îndrum și alți băieți de vârsta mea, să ajungă și ei în punctul în care să-și dorească chestia asta, să se maximizeze pe ei și să devină niște familiști convinși. Statut social și doi stabilitate financiară. Am mai încercat până acum, am încercat de 3 ori la poliție, de 2 ori la penitenciar și încă o dată la armată, dar am picat la probele sportive și acum am zis că e momentul să mai mă scriu încă o dată, că n-am nimic de pierdut și mai încerc. Te-ai pregătit mai bine? Nu, m-am pregătit acum 2 ani de zile pentru probele sportive de la armată, dar am picat și după m-am lăsat. Acum m-am pregătit o săptămână înainte, am aflat de pe Facebook că un PSF a înscrieri și am zis să mai încerc încă o dată. Lucrezi undeva? Da, lucrez la o firmă de apă, la Slobozia. Sunt contabil și m-am angajat de 2 luni aici, dar am zis că nu are rost să ratez cariera de militar.